Bună seara, suntem aici cu trupa Acustica. Stăm de vorbă cu Mihai Todoran, Cionghi și Darius Neagu. Darius Neagu, foarte frumos. Darius, spune-ne puțin ceva despre trupă. Când a fost formată, ce gen de muzică încercați să acaparați? Hai să spunem, acaparați. Vreau să țin eu? Ok. Bun, în primul rând, trupa a luat ființă anul trecut, în toamnă, la sfârșitul verii, septembrie, așa, bine, Cionghi, bună observație. Ideea a pornit, practic, veneam de la un concert cu maestru Cionghi, maestru de ceremonii Cionghi. Mihai este un prieten mai vechi de-al meu, care tot a încercat să aibă niște colaborări cu alte trupe de prin Brașov. Am ajutat cu cât am putut acele trupe, acea trupă, așa. Să înțeleg că trupa s-a format în Brașov. Da, absolut. Trupa e formată în Brașov, absolut. El este din Sfântul Gheorghe, ca să știe toată lumea. Sfântul Gheorghe, care este la 30 de kilometri de Brașov. Eu sunt brașovean, Mihai este brașovean. Deci, practic, suntem o trupă din, mai mult din Brașov. Bun. S-a format, după cum ziceam, în mașină, în timp ce veneam de la un alt concert, în care am zis, băi, noi avem puțin cam prea mult timp liber, hai să mai facem ceva, bun, hai să mai facem o trupă. Ce trupă? Păi, uite, Mihai nu mai cântă cu trupa aceea cu care cânta el atunci, păi, bun, hai să facem o trupă noi trei. Păi cum? Păi uite așa. Băi, acustic, acustic sună foarte bine acustic, adică fără să mai încar tobele, că eu sunt de deformație profesională, sunt tobojan. Și m-am săturat, sunt multe, după cum ați văzut, normal, în toate multe concerte, că sunt multe chestii pe acolo. Sunt foarte greu de cărat și obosești la un moment dat. Așa că m-am gândit, hai să iau un cajon, că așa se numește cutia aia, noptiera, cum îi zic eu, că la mare, da, la mare a fost pe post de noptieră. Am ținut sucurile și telefoanele lângă cap, știi? Deci sucurile, da? Să nu se înțeleagă, să nu se înțeleagă. Bun, așa. Și am zis așa, el are bas acustic, Mihai cântă cu chitară acustică, hai să-mi iau și eu acea noptieră și facem o chestie acustică. Bun, acustic, foarte mișto este. Da, uite, putem să încercăm, să facem. Bun, și cum să se numească? Bă, cum să numească? Acustica. Simplu și la... Adică mai repede de atâta nu cred că putea să-mi vină o idee. Genurile de muzică. Genurile de... Da. Genurile de muzică, ca să înțeleagă, nu există genuri de muzică. Este un gen pe care nouă ne place, sau cel puțin mie îmi place să numesc rock-ul clasic. Rock-ul clasic pe care îl cânta Eric Clapton, pe care îl cânta Floyd în anii 70, după cum ți-am spus la discuția anterioară. Și inclusiv rock-ul anilor 2013, că da, suntem în 2013, ceva digerabil, practic... ce știe lumea, ce a mai auzit, ce mai gâdiră urechile și, bineînțeles, ce ne place nouă. E o gamă largă. Rock clasic, îmi place să-l numesc, că nu este foarte complicat, așa îmi place mie să cred. Ceva simplu, ceva simplu. Aș vrea să vă întreb și chiar ascultătorii, telespectatorii noștri, ar vrea ca să vă întrebe cu ce vă ocupați în afară de trupă. Adică cu ce vă ocupați timpul? Timpul liber, în afară de studiat, să zic așa, ce să zic, mi-l ocup cu alte pasiuni. Merg pe munte, în general. Deocamdată nu lucrez, dar cine știe, o să încerc să-mi găsesc și un job, că na, cam asta este tendința generală. Cam greu în România, în ziua de azi, la modul în care se fură, e cam greu. Să-ți dai seama de un job sau să vrei ca să practici ceva și la un moment dat ca să ajungi într-un anumit punct să poți profesa ceea ce ai învățat. Tu, Cionghi? Eu oficial sunt basist, deci cânt la bas, dar neoficial mai tai niște lemne acasă. Cam
Atât, am o câine, mă duc în pădură cu el. Foarte frumos, viață foarte. Viață aveți boemă, de gând, da, o viață boemă, o viață de rocker adevărat. Aveți de gând să scoateți un album cu piesele, cu cover-urile? Am înțeles că... cântați majoritatea pieselor care le luați, sunt cover-uri. Aveți în gând? Nu știu dacă este cel mai potrivit lucru să facem un album de cover-uri, mai ales că în momentul în care cânti cover-uri să le pui pe un suport, nu prea ai voie, trebuie să ceri dreptul de autor. Noi suntem o trupă atât de mare încât să plătim niște drepturi de autor unor oameni mari care au compus acele piese. De exemplu, putem să plătim lui Pink, formației Pink Floyd sau, mă rog, sau cui să zic, nu știu, lui Sting sau lui Eric Clapton, nu putem să-i plătim drepturi de autor că ne, sau YouTube, poftim. Nu putem, că ne aruncă ea cu... Sau The Cure, dar pentru cine cântați? Pentru voi sau pentru ceilalți? Pentru voi. Pentru public și pentru noi, bineînțeles, pentru plăcerea care noastră. Care e păi, în primul rând pentru oameni, pentru public. Pentru că altfel n-am face dacă n-am vedea satisfacția muncii împlinite pe scenă. Pentru că te simți altfel când vezi că publicul tău pe care te străduiești să-l menții, are un feedback pozitiv, îți dă o energie și de energia asta ai nevoie ca să cânti. Energia. Eu consider că ceea ce fac eu cel puțin, fiecare simte într-adevăr, poate puțin diferit, se exprimă altfel, dar cred că e același simțământ. Cânții pentru că sau cântăm pentru că așa ne place nouă, să ne exteriorizăm, să ne exprimăm ceea ce avem aici. În momentul în care facem chestia asta din plăcere și te urci pe scenă și o faci cu plăcere și cu dăruire, cu pasiune, momentul ăla tu transmiți ceva acelui spectator, ascultător, îi dăruiești o parte din sufletul tău. Dacă reușești să faci chestia asta, înseamnă că ai reușit să-ți găsești entitatea ta ca muzician, ca artist. Asta încercăm noi să facem. Cel puțin, bine, a fost o exprimare puțină, e trecut de ora 12. Puțin boemă. Păi, v-ați gândit vreodată să faceți piesele voastre, să transpuneți exact experiențele pe care le trăiți în piese? Da, ne-am gândit, am fost de multe ori întrebați când vom, după cum ne-ai întrebat și tu, când un album cu piesele noastre. Să faci o piesă proprie nu este atât de ușor, mai ales că, după cum ți-am spus, el stă în Sfântul Gheorghe, e mai greu să creăm când unul e hăi și unul e cea. Bine, noi doi am putea, dar ce faci cu un om? Da, dar până la urmă e 30 de kilometri, 32 de kilometri. Da. Din Sfântul Gheorghe până în Brașov. Nu, ideea este în felul următor. După cum ți-am spus, noi suntem o trupă tânără. Tot tânără trupa, da? Deci nu vă uitați la mine, da? Trupa e tânără. El e foarte, cel mai tânăr, e mezinul trupei. Noi nu considerăm că încă suntem destul de bine închegați muzical ca să putem, în momentul în care... Să puteți continua pe linia asta de albume. De compoziție. Încă studiem. Bine, nu o să mai dureze foarte mult chestia asta, dar încă mai studiem, îl mai studiem pe Sting, îl mai studiem pe Clapton, mai studiem din clasicii, grei muzicii rock. Încă mai studiem din ei. Probabil o să studiem toată viața și sunt convins de chestia asta. Dar ca trupă vorbesc, o să mai avem un pic de prins așa, un pic de cheag, ca să spun. Și bănuiesc că poate în toamnă, da, probabil când vom împlini un an, o să începem să ne gândim să facem niște piese proprii. Din experiența asta pe care am acaparat-o în primul an de viață al trupei. Nu știu. E o idee. Așa, acum mi-a venit ideea asta. Ce ar fi să facem după un an, să facem primul album care să se numească, sau primul album care să se numească după un an? Interviurile forțează idei. Imagine.
just a fool because it's fun. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm a lady, I'm even trying to be yours. Oh, what they say.